Suntem, da? Hristos a înviat, stimați reprezentanții ai mass media, dragi prieteni, cei de acasă, am organizat astăzi această conferință de presă pentru a aduce la cunoștința tuturor cetățenilor Republicii Moldova date importante care au legătură cu un subiect de interes național, un subiect de securitate națională, subiect care a fost folosit în mod mincinos și manipulatoriu de către actuala putere de la Chișinău în perioada iulie-noiembrie 2019, perioada în care am fost viceprim-ministru și ministru de interne al Republicii Moldova. Este vorba despre contrabanda de la frontiera de vest a Republicii Moldova, iar datele pe care le voi prezenta astăzi demonstrează fără putință de tăgadă că schemele de contrabandă protejate de regimul oligarhic Plahotniuc au fost reluate în forță de către actuala putere socialistă și oligarhică coordonată de către președintele Igor Dodon, în vreme ce în perioada ministeriatului meu indicatorii care măsoară contrabanda la vestul Republicii Moldova au atins cele mai scăzute valori din ultimii 8 ani de zile. Repet, în perioada ministeriatului meu, indicatorii care măsoară contrabanda la vestul Republicii Moldova au atins cele mai scăzute valori din ultimii 8 ani de zile. Concret, Institutul Novel Research, un respectabil institut de cercetare de piață, a dat publicității un raport care arată în mod foarte clar că pentru prima dată în ultimul deceniu, piața neagră a țigaretelor din România a scăzut sub 11% din totalul consumului. Potrivit acestei cercetări, comerțul ilegal cu țigarete s-a redus abrupt în septembrie la 10,5% cu 3 puncte procentuale după o scădere continuă pentru 4 luni consecutiv. Și asta doar în România, pentru că operăm cu date statistice clare, date publicității deja. În ce privește țările vest europene, printre care Spania, Italia, Portugalia, procentajul nu este deloc mai mic. Pot să vă spun că la un anumit moment, în vara anului 2019, pe piața neagră din aceste țări, nu se mai găseau țigarete de contrabandă de pe filiera Republicii Moldova. În acest sens, există probe materiale, dar și mulți martori oculari investigați de presă care au demonstrat acest lucru în practică. Mi-amintesc cum povesteau oamenii, cum mergeau să cumpere țigări de contrabandă. La început au dispărut o parte din cele mai căutate. Vânzătorii clandestini din piețe sau din preajma transportului moldovenesc de călători le spuneau, luați acum, mâine nici de acestea nu vor mai fi. Eu voi oferi acest link care face trimitere la acest studiu presei pentru a fi publicat și a fi prezentați indicatorii care însoțesc rezultatele studiului. Comentând rezultatele acestui studiu, șeful Poliției de Frontieră din România, chestorul general de poliție Ioan Buda, a spus, citez: acest nivel scăzut, fără precedent al contrabandei, este rezultatul unor acțiuni de cooperare desfășurate la frontierele României, atât în plan intern cât și internațional, iar pentru menținerea lui ne propunem să continuăm acțiunile în parteneriat cu autoritățile similare din țările vecine, cu instituții reabilitate locale, precum și cu mediul privat. Citat închis. Novel Research precizează în comunicatul care însoțește această cercetare de piață că la scăderea contrabandei au contribuit nemijlocit măsurile decise la nivel politic în țările vecine, închiderea magazinelor duty-free pe linia de demarcație cu Transnistria fiind un exemplu relevant în acest sens. Problematica contrabandei la frontiera Uniunii Europene este o temă extrem de importantă, deoarece afectează în mod cât se poate de grav economiile țărilor europene pe teritoriul cărora contrabanda înflorește. Concret, pentru doar România, daunele generate de contrabanda cu orice fel de produse depășesc o valoare cumulată care se situează între 1 și 2 miliarde de euro anual, din care peste 650 de milioane de euro pierderi la bugetul României bunăoară sunt puse pe seama contrabandei cu țigarete. Potrivit aceluiași Institut de Cercetare de Piață,
Începând cu luna ianuarie acestui an, indicatorii contrabandei pe teritoriul României au crescut exponențial, iar valorile acestor indicatori s-au întors. S-au întors în timp foarte scurt la nivelul lunii iunie 2019, nivel la care se situează de peste 10 ani de zile. Și acum trebuie precizat că prin punctul vamal Albița-Leușeni se înregistrează cel mai mare trafic de mărfuri de la frontiera de est a României, de 100 de ori mai mare decât cel de la Galați, spre exemplu, deși acolo este și un punct de trecere feroviar. Ca atare, Albița-Leușeni este evaluat ca fiind punctul de tranzit cu cele mai mari volume de mărfuri destinate contrabandei de la frontiera de est a României. Volumul uriaș de mărfuri în tranzit nu permite controlul amănunțit al fiecărui tir de marfă, întârzierile generate de controlul amănunțit generând daune incalculabile. Cu toate acestea, în mandatul meu de ministru, alături de colegii mei polițiști de frontieră, am reușit să facem ceva cu adevărat important. Ce am reușit noi toți în doar câteva luni, alții nu au reușit în aproape 10 ani de zile. Acesta este adevărul, nu altul. Ne bucură faptul că în ultimul timp despre acest fenomen vorbesc analiști politici și reprezentanți de bază ai societății din Republica Moldova. Suntem obligați de realități să tragem împreună câteva concluzii și să comunicăm cetățenilor Republicii Moldova adevărul. Adevărul despre contrabandă și despre cei care o administrează. Ca atare, vreau să fac următoarele precizări. Toată campania de dezinformare și manipulare derulată pe holdingurile lui Plahotniuc și Dodon în toamna anului trecut, în timpul campaniei pentru primăria Chișinău, campanie prin care oamenii au fost mințiți, intoxicați cu falsuri că Andrei Năstase ar fi preluat schemele de contrabandă, nu a fost altceva decât partea războiului hibrid, o manipulare ordinară pe care unii, din păcate, au crezut-o. Așa că astăzi Chișinăul suferă, iar candidatul lui Dodon, ajuns primar, folosind minciuna și manipularea, incompetentul Ion Ceban va fi incapabil să facă ceva ce trebuie pentru oraș și pentru oamenii lui. Imediat după preluarea mandatului de viceprim-ministru și ministru al afacerilor interne, cunoașteți cu toții, am fost la București într-o primă vizită oficială, unde am avut întâlniri cu ministrul de interne al României, cu șeful Inspectoratului General de Poliție, cu șeful Poliției de Frontieră și am pus bazele unui parteneriat corect și asumat între structurile de poliție ale României și Republicii Moldova. Unul dintre obiectivele abordate cu maximă responsabilitate fiind contrabanda de la frontiera de est a României. Rezultatele angajamentului meu și al colegilor mei, dar și al partenerilor din România, sunt foarte clar relevate de acest raport. De ce aceste cifre au apărut cu relativă întârziere? Pentru că raportările complexe din piață se configurează cu greutate și este nevoie de timp pentru a putea măsura cu obiectivitate astfel de indicatori economici și a evalua tendințe pe termen mediu și scurt. Pe timpul mandatului meu de ministru al afacerilor interne, am pus bazele unei corecte și transparente colaborări loiale între instituțiile statului, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Informații și Securitate, Centrul Național Anticorupție, Procuratura Generală și alte instituții. Am militat pentru asumarea unor obiective esențiale pentru eradicarea corupției și contrabandei, iar acest lucru s-a transpus în schimbarea imediată a modului în care colegii mei, polițiștii de frontieră, și-au făcut meseria în toamna anului trecut. Așa cum bine se știe, am numit oameni corecți și integri în fruntea unor structuri specializate, structuri care au început să funcționeze în slujba poporului Republicii Moldova, nu în slujba unui grup restrâns de oligarhi și mafioți. Am militat în permanență pentru creșterea capacității de integrare a resurselor comune pe care România și Republica Moldova le puteau folosi pentru abordarea anumitor vulnerabilități, iar aici mă refer pe lângă contrabandă la proiectele SMURT și multe altele. Toată, dar absolut toată munca mea și a colegilor mei din Ministerul Afacerilor de Interne și din Poliția de Frontieră a fost aruncată la coș. După cedarea puterii executive lui Dodon,
moment în care Dodon a decis că lucrurile trebuie să rămână la fel, așa cum ele se făptuiesc de 10 ani în ceea ce privește schemele de contrabandă. Schemele au rămas la fel, s-a schimbat doar stăpânul lor, regimul Dodon. Nu pot, la sfârșitul acestor concluzii, să nu mă refer la un alt fals promovat în spațiul public până la isterie. Chipurile, de ce Ministerul de Interne și eu personal nu i-am arestat pe contrabandiști? De ce nu i-am dus la închisoare sau nu i-am pus la zid? La început am crezut că o asemenea abordare vine doar din neștiință, dar avalanșa de acuze a fost preluată de propaganda dodonistă care, inspirată de la case mai mari, bineînțeles, știe că cu cât o minciună este mai gogonată, cu atât devine mai credibilă. Vreau să pun punct acestor inepții și să repet. Ministerul de Interne a oprit contrabanda, a pornit dosare penale, le-a instrumentat, iar depunerea la pușcărie se ocupă conform legii și Constituției, Procuratura și instanțele de judecată. Unicul minister de interne din lume care avea toate atribuțiile punerii la pușcărie era cel condus de Berie. Este adevărat că pe timpul cât eram la Ministerul de Interne, contrabandiștii au spălat putina din Republica Moldova, se ascundeau pe la Odessa și prin alte orașe de frică și neputință. Angajații Ministerului Afacerilor Interne au primit indicații clare să oprească toate schemele, să nu se supună nimănui decât legii, având toată libertatea de a acționa legal în interesul statului și al oamenilor. Și asta a fost o abordare comună la nivelul întregului Minister de Interne pe când era condus de mine. Vă invit să căutați adevărul, nu percepțiile modelate de unele televiziuni, unii comentatori și deontologi contextuali. Iar arestările și condamnările s-ar fi produs în următoarele 2-3 luni la intervenția Procuraturii și a instanțelor de judecată, când dosarele instrumentate, inițiate la inițiativa noastră a Ministerului de Interne, și-ar fi parcurs etapele legale așa cum este corect și normal într-o lume civilizată. Acestea fiind spuse și probate cu date oficiale asumate de lumea civilizată de acest raport din România, prin vocile unor foarte importanți actori economici din domeniu și prin vocea unor generali ai Ministerului de Interne de la București, vă îndemn pe toți să refuzăm să mai acceptăm ca manipularea, minciuna și dezinformarea să ne țină în întuneric. Este momentul să prețuim adevărul. Să punem la îndoială tot, dar absolut tot, ce ne va spune de astăzi înainte Dodon, Chicu sau mașinăria de propagandă a PSRM. Nu trebuie să ne mai permitem acestor oameni să ne modeleze percepțiile. Trebuie să înțelegem corect adevărul și realitățile și, bineînțeles, să acționăm în consecință. Cel mai mare pericol pentru Moldova și pentru întreaga noastră societate, să știe, este Igor Dodon și cercul său de putere, care a preluat din mers întreaga structură oligarhică și mafiotică care parazitează și paralizează statul în complexitatea acestuia. Îi transmit lui Igor Dodon. Dodon, minciuna, oportunismul, dezinformarea, șantajul sau linșajul mediatic nu te vor salva. Vei pierde aceste alegeri pentru că oamenii liberi, cinstiți, demni și curajoși din această țară s-au lămurit în privința ta și a celorlalți oportuniști și populiști. Ești un mincinos sinistru și un oportunist care își bate joc zilnic de Republica Moldova. Să-ți fie rușine. De celelalte se va ocupa o justiție liberă, dreaptă, independentă. Îndemn presa să investigheze întâlnirile imorale ale acestui președinte Dodon cu reprezentanții unor structuri mafiote, inclusiv cu cel trimis pe banca acuzaților, Vasile Botnar, ca urmare a finalizării dosarului inițiat de Maie în dosarul vizând securitatea națională. Și, dacă tot ne-am referit la Dodon, înainte de a-i oferi cuvântul colegului meu, ex-președinte al Comisiei de Securitate Națională din Parlamentul Republicii Moldova, domnul Chiril Moțpan, am văzut astăzi declarațiile lui Dodon de stabilirea datei alegerilor prezidențiale, cred că cu toată lumea ne-am convins cine și ce face în această țară, ne-am convins care sunt preocupările fiecărui politician. În timp ce noi ne batem cu criza legată de această pandemie, cu criza economică, criza socială,
Iată, curând vom avea și o criză politică, Dodon se preocupă de un mandat, ca și alți politicieni. Vreau să-i spun pe această cale să nu aibă niciun fel de griji, indiferent când vor fi alegerile, eu voi fi acolo. De data asta, voi fi acolo. Mulțumesc. Domnul Ospan. Mulțumesc. Dragi prieteni, în perioada în care am exercitat funcția de președinte al Comisiei Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică, am reușit să obțin informații de maximă importanță privind schemele infracționale de contrabandă în care erau implicați demnitari de stat de diferit rang, lucru despre care am informat instituțiile abilitate și conducerea statului. Datorită în special determinării cu care s-a implicat Andrei Năstase, ministrul de interne de atunci, a fost posibilă stoparea activităților infracționale și destructurarea schemelor de contrabandă. Din păcate, elementele, schemele, acțiunile, atitudinile cu mătrismă pe care l-au instaurat de buni ani guvernanții corupți nu au putut fi demolate în totalitate în doar câteva luni de zile. Iar cu formarea noii majorități parlamentare, PD-PSRM, și instalarea guvernului Chicu Dodon, lucrurile au degradat foarte mult, situația devenind din ce în ce mai gravă, fiindcă președintele Dodon și Partidul Socialiștilor nu-și doresc combaterea fenomenului corupției la nivel instituțional, ci pur și simplu preluarea schemelor criminale și reactivarea acestora. Se pare că pentru președintele Dodon, prim-ministrul Chicu și aliații lui din PD și PSRM nu există niciun fel de limite dictate de respectul de sine și de ceilalți, niciun fel de repere morale. Pentru ei contează doar propriile lor planuri, propriul buzunar. Este exact stilul lui Plahotniuc, care i-a molipsit pe ortacii lui Dodon, se pare, de o maladie a sufletului încă înainte de condițiile de pandemie în care trăim. Și acest lucru ne este demonstrat zilnic, prin cinismul de care dau dovadă, prin disprețul față de bunul simț. Se pare că Dodon și compania au preluat nu doar schemele de contrabandă de la Plahotniuc, pentru că tot mai multe personaje compromise, activitatea cărora a ajuns subiect al unor investigații jurnalistice, sunt promovate în funcții importante, abilitate în același timp cu protejarea schemelor de contrabandă, cel mai profitabil business moldovenesc. O să aduc și câteva exemple. Numitul Vitalie Bostan, despre care s-a vorbit deja și în presă, fost adjunct, șef adjunct la Comisariatul de Poliție de Ghina între anii 2010-2014 și care s-a remarcat prin activitate nu tocmai legală, fiind inculpat într-un dosar penal, a fost promovat șef la Inspectoratul Național de Investigații de ministrul Pavel Voicu. Numitul Mihai Slivinski, anterior a activat în Poliția de Frontieră și care a ajuns de asemenea în repetate rânduri în atenția presei, este promovat la funcția de șef al Direcției Securitate a aeroportului Chișinău. Și în funcția de șef al Direcției Crime Transfrontaliere s-ar afla o persoană care a activat în cadrul serviciului VAMAL, fiind în relații foarte bune cu eroul, în ghilimele, mai multor investigații jurnalistice, Vladlen Stadler. Schemelor de contrabandă cu țigări spre Uniunea Europeană, cea mai profitabilă activitate infracțională, li s-a dat lovitura de grație, inclusiv prin efortul, cum spuneam, lui Andrei Năstase. Acestea însă au fost reactivate. Aproape imediat ce a fost instalat guvernul Checu. Agenția Servicii Publice mi-a confirmat zilele trecute că există doi titulari de licență pentru importul produselor de tutun localizați în regiunea transnistreană, care au primit dreptul de a exercita acest gen de activitate pentru anul 2020. Decizia numărul 47 din 13 februarie, atenție, doar la puțin timp de la instituirea în funcție. Decizia numărul 47 din 13 februarie 2020 pentru SRL-ul Almavis, valabilă până la 14 luna 8-a 2020 și decizia numărul 60 din 19 februarie pentru un alt SRL-ul, valabilă până la 19 luna 8-a 20, adică cam până în preajma alegerilor prezidențiale. Că această activitate infracțională este super profitabilă, ne convinge Serviciul Informației și Securitate, care informează că în perioada 2015-2019, în adresa unui SRL,
din regiunea respectivă, i-au fost livrate circa 550 de milioane de pachete cu țigări, sub acoperirea regimului duty free, cea mai mare parte ajungând prin contrabandă în Uniunea Europeană. De curând, la Vama Leușeni, cunoașteți toți, au fost descoperite mai multe pungi cu euro într-un camion înmatriculat în Republica Moldova, bani proveniți de asemenea din contrabanda cu țigări. În aceste scheme ilegale, interesele unor politicieni moldoveni coincid cu cele ale structurilor criminale. Câteva hotărâri de guvern, și aici vă rog atenție, numărul 960 din 2017, numărul 1001 din 2001 și numărul 815 din 2005, nu fac altceva decât să faciliteze și să legalizeze contrabanda prin segmentul transnistrian. Aceste hotărâri stabilesc o procedură simplificată de înregistrare a agenților economici din raioanele de est a Republicii Moldova la Agenția Servicii Publice. Odată înregistrați, acești agenți economici pot importa orice, dar absolut orice, fără aplicarea taxelor vamale. Totul este gratuit și fără aplicarea vreunor restricții. Pot aduce piese uzate, bunuri expirate, medicamente interzise, etc., ceea ce la general este interzis să aduci prin alte puncte de control. Și dat fiind că linia administrativă ce delimitează regiunea transnistriană de raioane de vest ale Republicii nu este atât de bine securizată, aceste bunuri sunt aduse ulterior fără nicio problemă pe malul drept al Nistrului. Am aflat că unul dintre promotorii acestor hotărâri de guvern ar fi fost doamna Cristina Lesnic, actualul viceprim-ministru pentru reintegrare, care a deținut această funcție și în guvernul Filip. Poate că acesta și este motivul pentru care respectiva doamnă ar fi fost supranumită șeriful. Totuși, pe noi ne interesează ce fac instituțiile abilitatea statului, în special Serviciul Informației și Securitate, pentru a combate schemele de contrabandă cu țigări. De aceea i-am solicitat să ofere răspuns acestei instituții la mai multe întrebări. Am redactat un demers, care deja a fost expediat. Din lipsă de timp, nu o să dau citire la toate întrebările care le-am adresat, dar vă promit să vă informez în urma răspunsului care va surveni de acolo. Contrabanda cu țigări continuă să fie și astăzi o afacere foarte profitabilă și ea va prospera atât timp cât vom tolera îngemânarea intereselor politicienilor moldoveni corupți cu cele ale structurilor criminale din regiunea transnistriană. În calitatea mea de pe final vreau să mă informez că în calitatea mea de deputat am redactat în contextul celor declarate, în calitatea mea de deputat, subliniez că ca fiind necesară operarea modificărilor prevederilor legii numărul 109 din 2017 privind unele măsuri de control la trecerea frontierei de control vamal și privind asigurarea regimului fiscal în cadrul controlului în comun la unele puncte de trecere a frontierei de stat moldo-ucraineană, în vederea ridicării împuternicirilor guvernului de a stabili scutiri de la unele taxe, drepturi de import și de export, de a stabili măsuri de politică economică, etc., restabilind controlul parlamentar asupra acestor domenii, iminent, într-o eliminare pericolului iminent și amenință securitatea economică a Republicii Moldova, cauzat de contrabanda sub protectoratul guvernului. Urmarea hotărârilor despre care am vorbit, 960, 1001 și 815, prin care se legalizează contrabanda prin segmentul transnistrian, cauzându-se prejudicii foarte mari economiei naționale. Mulțumesc. Vă mulțumim foarte mult. Dacă îmi permiteți, am să fac apel pe această cale către toți cetățenii Republicii Moldova, în condițiile în care statul nu are prea multă grijă de cetățeni, vă îndemn să avem grijă de noi și de cei apropiați. Lucrurile sunt destul de grave. Medicii mai atenționează că în continuare sunt foarte mulți infestați. Cei care muncesc la ambulanță vorbesc despre lucruri groaznice. Oamenii sunt purtați de la un centru la altul. Este o debandadă. Eu vă îndemn pe fiecare dintre dumneavoastră să respectăm rigorile impuse de specialiști. Să nu ne luăm după președinte care încalcă legea, încalcă bunul simț, încalcă rigorile stabilite de specialiști, în condițiile în care oamenii sunt amendați cu peste 25.000 de lei
Dodon sfidează legea și bunul simț, ați văzut și dumneavoastră, postează fotografii, pur și simplu scuipându-ne în suflet. Ori am făcut și ieri și fac și astăzi această adresare ca poliția și organele de resort, toate, să procedeze cu fiecare dintre cei care încalcă legea în mod egal. Legea e aceeași pentru toți. Pentru că altfel instalăm la nivelul poliților de stat impunitatea. Nu a răspuns pentru finanțări ilegale, nu a răspuns pentru trădare de patrie, nu răspunde nici pentru încălcarea propriilor dispoziții ale acestei comisii pentru situații excepționale. Vă mulțumesc. Dacă sunt întrebări, vă rog să mi le puneți. Dacă nu, vă așteptăm și cu altă ocazie la conferințele noastre. Mulțumesc! Sănătate tuturor! La revedere!